Încă o dată ne-a binecuvântat Dumnezeu ca să fim împreună la hramul mănăstirii de la Cășiel. Și cuvântul de învățătură îl intitulez așa: Crucea, steagul creștinilor. Fac întâi istoricul. Ați auzit Evanghelia. Pentru noi și pentru a noastră mântuire, Domnul Iisus Hristos a fost răstignit pe crucea de pe Golgota. Dar, după răstignirea, după moartea, după îngroparea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos, la anul 70, romanii au cucerit Ierusalimul și l-au făcut praf și pulbere. Iar înălțimea de pe Golgota și ea, ca și celelalte clădiri, a fost distrusă. Mult mai târziu, pe când venea Sfântul Constantin cel Mare să se lupte cu Maxențiu, când era aproape de Roma, pe cer, a văzut crucea Domnului nostru Iisus Hristos cu o inscripție minunată în jurul ei: Tutonica, în aceasta vei învinge. Era anul 312 după învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Și Sfântul Constantin semnul crucii l-a pus pe toate steagurile sale. De atunci, crucea este steagul creștinilor. Acesta a fost un eveniment istoric. Al doilea, în 322, Sfânta Împărăteasă Elena, fiind foarte credincioasă și având râvnă față de Domnul Hristos, a vrut neapărat să găsească crucea. A făcut săpături arheologice și a găsit crucea Domnului nostru Iisus Hristos. În anul 322, în ziua de 13 septembrie și în ziua de 14 septembrie s-a făcut mare sărbătoare și Patriarhul Macarie a ridicat crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Și de atunci sărbătoarea se cheamă Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci. Acesta este istoricul crucii. Dar crucea apoi pentru creștini a devenit steagul lor, flamura sub care se luptă împotriva răului, împotriva păcatului. Flamura sub care nădăjduim că luptându-ne vom ajunge în împărăția cerurilor. Acum, acesta am zis că este înțelesul istoric a ceea ce s-a întâmplat, dar din punct de vedere dogmatic, zic teologii, din punct de vedere al mântuirii noastre, crucea are un rol extraordinar. Și citind în Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, versetul 16, sunt următoarele cuvinte: Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unu născut l-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În ce context a spus Domnul Iisus Hristos acest lucru? Iată în ce context. Bătrânul Nicodim își dădea seama că peste foarte puțină vreme va trece în eternitate
și era preocupat de mântuirea lui. A venit la Domnul Iisus Hristos noaptea pentru că ziua îi era frică. Îi era frică de iudei. A venit noaptea și i-a spus frământarea lui. Care a fost răspunsul Domnului Iisus Hristos? Nimeni nenăscut din apă și din Duh nu va moșteni împărăția cerurilor. Și Mântuitorul a fost mai concret. Adu-ți aminte, Nicodime, că atunci când poporul lui Israel a ieșit din Egipt, era prin pustie, la un moment dat, mulțime de șerpi veninoși mușcau oamenii și mureau cu sutele. Moise a apelat la Dumnezeu și bunul Dumnezeu i-a zis lui Moise, citim în Cartea Numerilor, să facă un șarpe de aramă și să-l pună pe o prăjină. Șarpele cel de aramă peste o prăjină pus, preînchipuia Sfânta Cruce. Și a zis Dumnezeu, oricine este mușcat de șarpe, să se uite la șarpele de aramă și va scăpa, va scăpa cu viață. Așa a și fost. Cei ce se uitau la șarpele de aramă, se tămăduiau de mușcarea șarpelui. Acum Domnul Hristos a vrut să-i spună lui Nicodim, vezi, Nicodime, așa și scrie Scriptura, cum a ridicat Moise șarpele în pustie, așa se va ridica pe cruce Fiul omului, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Domnul Hristos fiind pe cruce, așa cum am înțeles, coasta lui a fost străpunsă de către sutaș și a ieșit sânge și apă. Domnului Hristos nu i-au frânt fluierele picioarelor pentru că murise. Dar unul dintre ostași, cu sulița coasta lui împuns și îndată a ieșit sânge și apă. Care este înțelesul duhovnicesc al apei și a sângelui ce a curs din coasta Domnului Hristos? Apa este apa botezului și sângele este sângele Sfintei Cuminecători. Vedeți, Sfintele Taine își au izvorul în crucea Domnului Hristos, care El cu gura Lui a spus-o, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe unicul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Din coasta Lui izvorăște apa botezului și sângele Sfintei Cuminecături. Înțeleptul Nicodim, bătrânul Nicodim, a fost lămurit. Și nu numai el. De atunci încoace multă lume a înțeles că izvorul mântuirii noastre este jertfa Domnului Iisus Hristos de pe crucea, de pe Golgota. Coasta lui străpunsă fiind, a izvorât apa botezului și sângele Sfintei Cuminecături. A devenit crucea simbol al creștinilor. Și până la reforma religioasă din anul 1500 și ceva, toată creștinătatea venera crucea. Crucea prin care neamul omenesc a fost mântuit din păcat, din moarte, din pieire. Crucea prin care Domnul nostru Iisus Hristos ne-a salvat de la rău. Atunci, o parte din creștinătate s-a despărțit și, în general, cultele creștine de natură protestantă, nu mai aveau în centrul evlaviei
venerarea crucii. Dar vreau să vă spun că nu atunci, ci acum mai târziu, acum mai târziu, observați și frățiile voastre că nu numai noi ortodoxii și nu numai catolicii, inclusiv creștinii neoprotestanți în ultimii ani pun pe casele dânșilor de rugăciune Sfânta Cruce. De ce? Pentru că crucea Domnului este simbolul creștinilor. Crucea Domnului este steagul creștinilor. Steagul creștinilor. Mai ales în Statele Unite, unde marea majoritate a populației este protestantă sau neoprotestantă. Și acolo sunt ortodoxi și catolici. Dar toate cultele creștine au pe biserica lor crucea, pentru că este simbolul nostru al creștinilor. Acum știți, la noi în țară, până mai anii trecuți, a trăit un poet duhovnicesc. E vorba de Traian Dor. Și el a meditat la Sfânta Cruce. Și a scris o poezie intitulată tocmai așa, Taina Crucii. Și zice el în această poezie, taină și simbol și jertfă, stâncă de nezguduit, semn de teamă și putere, steag în veci nebiruit, cheie care cele patru margini ale lumii închid, brațul milei și al dreptății care mântui sau ucizi, viu izvor al mântuirii pentru vii și pentru morți, cruce slavă cui te poartă, slavă celui care îl poartă. Nu numai Traian Dor, ci în general creștinii venerează crucea. În general noi creștinii ne punem nădejdea în jertfa crucii Domnului nostru Iisus Hristos, prin care am fost eliberat din păcat și din moarte. Așa se face că unele din bisericile și mănăstirile noastre și-au ales ca hram tocmai această sărbătoare de 14 septembrie, când a fost descoperită crucea Domnului. Această zi, această sărbătoare, care se cheamă Înălțarea Sfintei Cruci. Așa se face că, din nou, ne-a adunat Dumnezeu la mănăstire, la Cășiel, să venerăm crucea Domnului. Mai mult, să ne preocupăm de mântuirea sufletului nostru. Pentru că mântuirea noastră, prin jertfa crucii, a câștigat-o Domnul nostru Iisus Hristos. Acum e adevărat. Ne spune Sfântul Pavel că nu toată lumea are față de cruce o venerație deosebită. În prima epistolă către Corinteni, din care s-a și citit astăzi la Sfânta Liturghie, ați auzit, frățiile voastre, ce ne spune Sfântul Pavel în primul capitol, în versetul 18, cuvântul crucii, propovăduirea crucii, pentru cei ce pierd este nebunie, iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. Sfânta Cruce este puterea lui Dumnezeu. Sfânta Cruce este armă împotriva celui rău. Sfânta Cruce este steagul nostru al creștinilor, al tuturor creștinilor. Acum, m-am oprit la istoricul Sfintei Cruci. Am subliniat și câteva aspecte
dogmatice, adică legate de importanța pentru mântuirea noastră a jertfei de pe Golgota. Dar Sfânta Cruce are și un înțeles moral. Să știți că nu-i nimeni fără cruce în lumea aceasta. Ne spune Sfântul Apostol Petru că noi, oamenii, având necazuri, este tare important să le știm înțelege și să vedem la ce ne pot ajuta, din punct de vedere moral. La ce ne ajută crucea? La ce ne ajută necazurile? Și iată ce zice Sfântul Petru în prima sa epistolă, în capitolul 4, începând cu versetul 12. Iubiților, nu vă mirați de focul aprins între voi spre ispitire, ca și cum vi s-ar întâmpla ceva străin, ci întrucât sunteți părtași la suferințele lui Hristos, bucurați-vă, pentru ca și la arătarea slavei lui să vă bucurați cu bucurie mare. De sunteți ocărâți pentru numele lui Hristos, fericiți sunteți, căci Duhul slavei și al lui Dumnezeu se odihnește peste voi. De către unii el se hulește, iar de voi se preaslăvește. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau fur sau făcător de rele sau cu un râvnitor de lucruri străine. Iar de suferă ca și creștin să nu se rușineze, ci să preamărească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Suferința, din punct de vedere moral, are rolul ei, are rostul ei. Știți că la Sfântul Munte, până nu de mult a trăit, Sfântul Siluan. El a dus o viață foarte frumoasă. Și ne-a și rămas o carte pe care a scris-o ucenicului, Sfântul Sofronie Saharov. Și la un moment dat, în cartea pe care o pomenesc, ne spune Sfântul Siluan, pentru a nu pierde harul Duhului Sfânt. Auziți? Să nu pierdem harul Duhului Sfânt. Pentru că dacă îl pierdem, suntem pe nicăieri. Pentru a nu pierde harul Duhului Sfânt, două lucruri trebuie să facem. Să nu uitați. Două lucruri trebuie să facem. Ușor de spus, dar greu de realizat. Și anume, ce lucruri trebuie să facem? Ne spune Sfântul Siluan, să iubim pe vrăjmașii noștri și să ne rugăm pentru ei. Auziți? Să iubim pe vrăjmașii noștri și să ne rugăm pentru ei. Dacă ne străduim bine, aproape că reușim să nu-i urâm pe vrăjmașii noștri, dar chiar să iubim, chiar să iubim. Și al doilea lucru, ne spune Sfântul Siluan Atonitul, este următorul. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru necazuri, auziți? Am pomenit de cruce, de încercările care vin peste noi. Să-i mulțumim lui Dumnezeu nu numai pentru binecuvântările ce le revarsă în fiecare ceas peste noi. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru necazuri. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că suntem bolnavi. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că suntem în pagubă, să-i mulțumim lui Dumnezeu că avem necazuri, foarte greu. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne dăruiește, dar să-i mulțumim pentru necazuri? Ei, gândindu-ne la cruce, gândindu-ne la crucea prin care Domnul Iisus Hristos ne-a mântuit, trebuie să fim în stare să-i mulțumim și pentru necazurile ce le îngăduie să vină asupra noastră. Așadar, am înțeles care este teoria crucii. Am înțeles că prin cruce vine mântuire la toată lumea. Așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe unicul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
bătrânul Nicodim, preocupat de mântuirea lui, așa a fost învățat de Domnul Hristos, că prin jertfa crucii ne mântuim, că prin sfintele taine care și-au izvorul în coasta lui cea străpunsă, izvorăște apa botezului și sângele Sfintei Cuminicături. Acum, dacă crucea este simbolul creștinilor, trebuie să fim obiectivi și să observăm că totuși trăim într-un viac secularizat, adică viac în care nu toată lumea este preocupată de cele sfinte. Și atunci ce ar trebui să facem? Noi, dacă îl iubim pe Domnul Hristos, dacă iubim Sfânta Cruce, ar trebui prin viața noastră, chiar și prin cuvântul nostru, să le mărturisim, să le propovăduim și altora, că nu e altă cale, nu e altă cale. Aceasta este calea către viața veșnică, în care tot cei secularizați pe care i-am pomenit, poate nici nu cred. Dar ar trebui noi să fim misionari și să-i facem să creadă, să-L iubească pe Domnul Hristos, să iubească Sfânta Cruce, să ducă o viață creștinească, să citească cât de cât din Sfânta Scriptură. Și atunci nădăjduim noi și alții care caută sensul vieții, nădăjduim cu ajutorul lui Dumnezeu să ne mântuim. Sfânta Cruce, jertfa Sfintei Cruci, să nu rămână pentru noi fără rod, să rodească în sufletele noastre și să ne ducă la mântuire. Și închei, chiar dacă n-am fost prea complet, acum și Dumnezeu îngăduie această ploaie care și ea o fi având rostul ei. Închei cu câteva versuri pe care le ziceau străbunii noștri referitor la cruce, la crucea ca este steagul creștinilor, simbolul creștinilor. Sub cruce ne strângem, cu crucea ne închinăm, Hristos ne conduce oricând îl urmăm. Amin.